Tragedie în Sinaia, o tânără de 24 de ani s-a aruncat de pe un pod într-o prăpastie. Cel care a anunțat poliția a fost chiar prietenul victimei. Ajunși la fața locului, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața femeii. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz. Acestea sunt imaginele terifiante de la locul tragediei petrecute în Sinaia. Nu se știe care a fost motivul pentru care tânăra de 24 de ani a ales să-și pună brusc capăt zilelor. Cel care a sunat la 112 a fost chiar partenerul victimei, însă din păcate medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața femeii. Salvamontiștii au dat și ei o mână de ajutor pentru a recupera trupul neînsuflețit al femeii din prăpastie, care va fi supus unei necropsii. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a afla cu exactitate cauzele care au dus la decesul tinerei. Numărul tentativelor de sinucidere în România a crescut alarmant în ultima vreme. Specialiștii vorbesc despre o depresie surdenită în urma pandemiei și le recomandă persoanelor care au nevoie de ajutor să se adreseze unui psiholog în prima fază.